dormit. Am luat presa la control împreună cu Carmen Grebenișan. Asta voiam să zic. A, să nu spui că intrăm chiar în telefonul unei influencerițe și vedem care a fost ultimul mesaj pe care l-a trimis și ultima poză făcută. Asta n-a sunat bine, ultima poză. Hai să vedem materialul, că după aceea vreau să intru și în telefoanele voastre. Ei, da, vă zic eu ce gândam. Groaznic. Carmen, în această seară vreau să verificăm un pic titlurile din presă. Să ne spui tu ce e pe bune și ce nu e. Uite, eu am scris aici, așa, la prima mână, Carmen Grebenișan și avem. Ce dependență are Carmen Grebenișan? Am o dependență foarte reală de zahăr. E o dependență fizică și nu e doar un moft. E o dependență reală care se manifestă și cu stevraj în momentul în care nu mănânc. Și stevrajul e foarte urât. Adică nu mai sunt aceeași persoană. Am tremur, transpir... Transpirații reți în palme, nervozitate accentuată, iritabilitate. Na, e o dependență. Zahărul chiar e un pe bune. Și foarte greu reușesc să o țin în frâu. Uite, chiar mai devreme am mâncat 3 prăjituri și m-am și murdărit. Trebuie dovadă de ciocolată, adică nu. Câteodată ajung în unele zile să mănânc doar dulce, fără mâncare deloc. Mai avem Carmen Grebenișan s-a fotografiat fără strop de machiaj pe față. Pare că wow! Wow, dar păi eu aproape fiecare dimineață mă filmez și mă... De fotografia nu mă prea fotografiez, că na, îmi stă mai bine machiată, vorbesc serios, acum sincer, cum îmi stă mai bine machiată, să fim sinceri, dar sunt ok cu fața mea nemachiată, așa că n-am nicio problemă. Nu mă mai interesează acum chiar ce credere mea, la început îmi păsta, acum n-am treabă. Am mai văzut ceva și mi-a atras mie atenția. Carmen Grebenișan se mută din România, în ce țară vrea să plece? Am avut o nebunie și am zis că vreau să mă mut în Barcelona. Am simțit că empatizez foarte mult cu vibe-ul pe care l-am avut în momentul în care am stat acolo acum câteva luni, în primăvară, și am zis gata, mă mut. Dar vă zic sincer să nu aveți încredere în mine, că eu genul care se mută peste tot și chiar mă mut. Aș prefera să mă mut câte o lună în fiecare țară, dar de tot niciodată din România, de tot niciodată. Nu, iubesc țara asta și rămân aici forever. Câte o lună, maxim 6, m-aș muta. Da, maxim. Ai dat așa un interval, o lună maxim 6. Minim una, maxim 12. Exact. Și mai aveam blogărița Carmen Grebenișan, n-are gânduri de familie, ci de puncte. Nu copilul e o prioritate, lucrez. Este adevărat. Nu am prioritatea asta încă și uneori mă tem pentru că nu mă gândesc la asta. După am dat seama că sunt femei care nu prioritizează un copil. Adică unele chiar își doresc foarte mult și apreciez. Sunt mame care își doresc, femei care își doresc să fie mame de când sunt mici. Eu n-am avut sentimentul ăsta deloc până acum. Deloc. Na, nu știu dacă o se întâmple, dar vedem. Se pare că a devenit exagerată întrebarea aceasta și că, nu știu, cumva oamenii insistă prea tare când vei face un copil. Mi se pare că până și familia a ajuns în jurul meu să mă întrebe asta, dar eu nu cred că își dă seama lumea, pentru că nici eu nu-mi dădeam seama când întrebam asta pe alții. Și apoi lumea începea să se ofenseze și nu înțelegeam, de ce te ofensezi? Poți zici da sau nu? Acum înțeleg, pentru că devine o presiune socială din jur și când întâlnești la fiecare pas, părinții, rudele, oameni de jurul tău, oameni la interviuri, prietenii și tu când faci copil dacă Alina are. Dar ce legătură are că avem vieți total diferite? Da, da, forever. Comparația asta o să fie toată viața. Deci pentru că am fost în telefonul meu și pentru că știu că petreci mult timp în online, mă întrebam dacă ai vrea să ne arăți nouă puțin în telefonul tău, nu știu, poate ultima poză pe care o ai în telefon? Sigur că da. Nici eu nu știu, stai să șterg ecranul, că sunt curioasă. Ultima poză? Doamne, stați. Aoleu, e ultima poză sau ultimul video? Ultima poză e cu... Okay. Cu mine, mai devreme. Mă rog. E cu ea, arată-te. E cu mine, da. Îmi pare rău, nu sunt narcisistă, jur că nu sunt narcisistă, da? Na, mai place să captez unele momente. Okay, dacă intrăm și la mesaje, ultimul mesaj trimis? Ultimul mesaj trimis, hai să vedem. Tot sper să aflu ceva, ca să demontez eu clickbait-urile, dar să-l dau ceva, o bombă. Da, ultimul mesaj e de la o prietenă și n-am răspuns încă la el. Te-am simțit supărată la telefon, deci asta e ceva deja intim. Dar înainte de asta eu am dat ultimul mesaj să ne dai lista. Să ne dai lista, am nevoie de o listă cu oameni, deci am ocup de lucruri, adică eu nu vorbesc bălării așa prin mesaje, ce credeți că stau și vorbesc cu orânșiri despre telefoanele la...